rezolutiv care se află în dreapta. Știm bine că întotdeauna, exact cum a spus și adineori, stânga este mult mai monocoloră. Uitați-vă la fesenismul din anii 90, când fiarele nomenclatoriste erau, înaintau la mare fix toată lumea într-o singură voce, în timp ce la dreapta fâlfâiau toată ziua aripi, aripioare. Aripa nouă a liberalilor. PNS-ul să tăiam 2-3. Nu știe care e PNS, care e PNCCD, PNLAT. În schimb ce fesenismul era bloc. E bine, și acum, prin forța lucrurilor, dreapta este o sumă de individualități, de orgolii, de oameni de elită, de oameni cu caftan, de oameni care știu ce, va să zică, boieria și mândria națională. Bun. E bine, exact cum a spus aici și domnul Stoica, apelul la unitate este foarte bine venit acum, pentru că multă lume care își pune speranțe noi, toată bucfeisimea și blogărimea care vine spre noua republică, deja umblă la telefoane și mă întreabă, domnule, am văzut că a plecat Baconschi într-o parte, Neamțul pleacă în altă parte, ce-i la voi? Iar vă spargeți? Iar încep să fâlfâie patru aripi ca la zeii din brahmanism, nu știu cum? Deci este bine și este, cum spun, fatal, adică normal să avem cât mai multe felii. Dar atunci când va să vină vorba despre vot și de mers, înainte cred că trebuie să ne mai frânăm acest impuls disolutiv, impulsul individualizant. În rest, îmi pare foarte bine că am reușit mulți dintre noi să depășim